La sfârșitul săptămânii trecute s-au înregistrat două incendii soldate cu pagube importante, dar fără victime, din fericire. Unul a avut loc în zona Blajului la Tiur, celălalt în comuna Lăpadea Nouă. Garda de intervenție Blaj a fost solicitată să intervină sâmbătă seara la ora 20:40 în localitatea Tiur pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de tip familial. În momentul izbucnirii flăcărilor în casă se aflau 11 copii și un îngrijitor care s-a autoevacuat fără probleme. Incendiul s-a dezvoltat foarte rapid datorită materialelor combustibile din care era construit acoperișul, respectiv plăci bituminoase ondulate pe structură de lemn. Pompierii militari au intervenit cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. Au ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, 12 paturi, mobilierul din camera de zi, diverse haine, 4 birouri și scaune din lemn, 12 dulapuri de haine, 11 uși de interior și 2 de exterior, 10 ferestre, 4 mese, materiale și rechizite școlare copii. Cauza probabilă a acestui incendiu nu s-a stabilit încă. Tot sâmbătă, în jurul orei 24, detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat să intervină în localitatea Beța de pe raza comunei Lăpadea Nouă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o șiră de fân. Pompierii au intervenit cu două autospeciale. În incendiu au ars aproximativ 3.000 de kilograme de fân și s-au degradat aproximativ 7.000 kilograme de fân. Pagubele produse se ridică la circa 15.000 de lei, iar cele salvate la aproximativ 20.000 de lei. Cauza probabilă a incendiului o reprezintă folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiu.